Voluntarii Centrului de Tineret Orto Cafe Deva au organizat ediția a treia a evenimentului Treasure Hunt, adică vânătoarea de comori. Această activitate a adunat la oaltă peste 40 de tineri, fiind un nou record potrivit organizatorilor. În cadrul acestui eveniment, adolescenții au avut ca activitate principală descoperirea secretelor care reies din indiciile primite la fiecare checkpoint. Au avut de efectuat câte o probă suplimentară. Câștigătoare a fost desemnată echipa care s-a înscris pe ultima sută de metri la această competiție. Zeci de tineri s-au înscris la Treasure Hunt, o competiție organizată de Orto Cafe Deva la finele săptămânii trecute. Fiecare echipă a pornit în căutarea comorilor ascunse prin reședința de județ cu gândul că vor fi câștigătoare. Un astfel de eveniment constă într-o competiție în care echipele desfășoară mai multe probe pe la checkpoint-urile din oraș. Există un traseu pe care trebuie să meargă fiecare echipă, mai multe probe la aceste checkpoint-uri în care sunt punctați sau penalizați, iar la final se face premierea așa cum se cuvine câștigătorului. Probele sunt diverse la noi când e vorba să organizăm un treasure hunt. Anul acesta am avut și probe mai amuzante, am avut și probe culturale, probe sportive. E un eveniment multicultural, dacă putem să spunem așa. Noi am pus o taxă de participare. Această taxă de participare o cumulăm pe toată la un loc, iar acesta va fi premiul final. Ne bucură foarte tare că avem lume multă, avem 42 de participanți, 42 de tineri din orașul acesta, care se vor bucura până la urmă de munca lor, de prietenia lor, de banii lor până la urmă, că e premiul constituit din sumele de intrare. Și ne bucurăm că fac parte din acest eveniment și sperăm ca și în dățile următoare să fie alături de noi. De unde e ideea să facem așa ceva pentru tinerii din Deva? Ideea e mai veche puțin. Ideea e din 2017. Noi ne aflăm în acest 2023 la a treia ediție. Am avut o ediție și anul trecut, probabil fiind după această perioadă de pandemie, lumea încă era puțin reticentă și echipele înscrise au fost mai puține. Deci ideea e mai veche, dar contează că la fiecare an creștem și nu o spun eu, o spun participanții care sunt în număr mare. De ce îți dorești să câștigi? Ca să învăț noi experiențe, munca în echipă și așa și, nu știu, pur și simplu, de ce să nu vreau să câștig? Sunt emoționată. Ce așteptări ai de la ziua de astăzi? Cele mai mari așteptări posibile. Adică? Să câștigăm. De ce vrei să câștigi? Pentru bani. Pentru bani. Greșit. Pentru experiența de viață pe care o putem acumula în acest eveniment minunat. Sunt aici ca să mă distrez și să câștig. Ce așteptări ai de la ziua de astăzi? În primul rând să câștigăm și o experiență faină și pe care o să ne amintim și să ne distrăm. Mă aștept să câștig, sincer. Adică sunt niște fete deștepte și dacă sunt ghicitori și așa, presupun că o să le aflăm foarte repede. Pe lângă că suntem și sportive, deci nu o să obosim. O să câștigăm, cu siguranță. Pregătiți să câștigați, presupun? Normal. Ca toți, da. Ca toți cei din sală. Nu știm exact așteptările celorlalți. Noi suntem pregătiți să câștigăm orice ar fi. Cum definești cuvântul câștig? La urmă urme, câștigul înseamnă și să ne simțim bine și competiția în sine, sentimentul de bucurie în momentul în care știi că ai dominat în acea competiție. Câștigătoare a fost desemnată echipa care s-a înscris ultima în concurs, formată din trei tineri. Încă o dovadă că zicala cei din urmă vor fi cei din tâi încă se aplică. Și această ediție a Treasure Hunt, ca de altfel toate celelalte evenimente organizate de către Centrul de Voluntariat Orto Cafe Deva, în cei aproape 7 ani de activitate, a fost organizată cu sprijinul Episcopiei Devei și Hunedoarei.